Vreau să citesc câteva versete din cartea 1 Tesaloniceni, capitolul 4, pagina în Biblie 1160. Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Știți în adevăr ce învățături v-am dat prin Domnul Iisus. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit, căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. De aceea, cine ne socotește aceste învățături, ne socotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care va da și Duhul Său cel Sfânt. Cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă scriem, că voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia, dar vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult în ea, să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit și astfel să vă purtați cuvincios cu cei de afară și să n-aveți trebuință de nimeni. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră la părtășia din seara aceasta. Am primit în repetate rânduri invitații ca să vin aici de la unii, de la alții, de la fratele conducător de aici, dar n-am avut ocazia și în seara asta mi s-a evit un prilej, când fiind în trecere înspre Banat, undeva în Serbia, unde ne conduce fratele Vali, el a hotărât și a programat să fim împreună cu dumneavoastră și Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe voi și pe el. Aș vrea să avem un cuvânt de învățătură. Eu obișnuiesc să spun tuturora că nu sunt evanghelist, nu sunt foarte dinamic. S-ar putea ca predica mea să plictisească pe careva. Mă rog Domnului să nu fie chiar în seara asta. Nu vreau să obosim, eu însă sunt obosit. Călătoresc de dimineață de la ora 4. În continuu sunt în mașină ca să ajung până aici, drumul e foarte aglomerat. Am făcut o scurtă întrerupere la fratele Beni, am luat și pe ei să ne ajute în lucrare și probabil că nu vom sta mult. Spuneam, eu mai degrabă sunt învățător decât evanghelist și din lucrurile care vi le spun, două lucruri. Nu am niște taine deosebite pe care voi să nu le știți. Și în al doilea rând îmi place să vorbesc lucruri practice din viața de zi cu zi, că până la urmă pocăința nu stă numai în casa de adunare. Pocăința se vede mai bine atunci când ieșim de aici și Dumnezeu să ne ajute să fim pocăiți. S-a vorbit despre credință și în Evrei, capitolul 11, versetul 6, Apostolul Pavel spunea, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Iar în cuvântul pe care l-am citit, n-am venit cu o predică specială, dar am fost îndemnat, spuneam fraților pe drum, nu știu de ce mă tot duce în minte la versetele acestea. Apostolul Pavel spune așa, vă încolo fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu și așa și faceți, vă îndemnăm și vă rugăm în numele Domnului să sporiți tot mai mult în aceasta. Aș vrea să vorbesc în seara asta de modul în care noi putem fi plăcuți lui Dumnezeu. Că asta e țelul nostru. Că dacă ne uităm în cartea Tesaloniceni, vedem că toate învățăturile din capitolele din Tesaloniceni sunt raportate la venirea Domnului. După ce Pavel vorbește în capitolul 1 mai multe lucruri, termină și amintește în capitolul 1 de venirea Domnului. Capitolul 2 alte învățături și iar vine Domnul. Capitolul 3 alte învățături și iar vine Domnul. La fel capitolul 4 acesta,
Începe cu versetul 13, nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei care au adormit ca să fiți fără nădejde. În capitolul 5 iar vorbește de venirea Domnului. Deci noi trebuie să ne raportăm în trăirea noastră, în vorba noastră, în umblarea noastră, la evenimentul ăsta mare care o să aibă loc, nu peste multă vreme, revenirea în slava Domnului Iisus. Și atunci când vine Domnul pe norii cerului, să auzim strigarea aceea, bine slugă bună și credincioasă. Dar pentru aceasta trebuie să ne străduim să fim plăcuți lui Dumnezeu. Doamne ajută în aceasta. Eu spuneam cândva, plăcerea e mai tare ca frumusețea. Când popor este un proverb, că frumos nu-i ce-i frumos, frumos e ce-ți place. Și plăcerea și frumusețea e relativă, numai la Dumnezeu lucrurile sunt absolute. Și acum aș vrea să vedem în Sfânta Scriptură ceva despre binecuvântarea aceasta. Predicam odată la o binecuvântare de copii și am ales pentru ziua aceea o binecuvântare aparte. Și mă gândeam la niște oameni care au plecat din pătura de jos, din condiția umană cea mai înjositoare, și încet, încet au avut o viață ascendentă și au ajuns în vârful piramidei sociale. Vorbeam atunci de Iosif, tânărul Iosif, care a fost vândut de frații săi, a fost vândut ca rob în Egipt, a stat în casa lui Potifar, a ajuns să fie nedreptățit, a ajuns în temniță, a dat examenele de care se vorbea aici și le-a luat cu notă maximă, și Iosif ăsta a dus cu biciu în Egipt și bătut și legat cu lanțuri în cohorta aceea de robi, ajunge să fie cel mai însemnat om din tot Egiptul. Și mă gândeam, dar cum e posibil? Mă gândeam la un tânăr care a fost prins împreună cu alții de viță boierească, și tânărul ăsta e cu numele Daniel, dus rob, fără părinți, fără familie, fără țară, fără preot, fără templu, ajunge rob în Babilon. Și încet, încet, Daniel ajunge cel mai însemnat om, al treilea loc în împărăție. Cum s-a putut așa ceva? Mă gândeam la o fată orfană, care a fost dusă și ea roabă, a lucrat ca roabă crescută de vârstul, Mardoheu, și fata asta cu numele de Hadasa sau Estera ajunge până la urmă împărăteasă. Și am spus, cum? Și acolo la toți există o explicație. Și la Iosif, și la Daniel, și la Estera spunea că ei peste tot căpătau trecere. Ori pe unde ajungeau, căpătau trecere. Și dacă vă fac vouă o urare, fie ca Domnul să vă facă să căpătați trecere. Amin? Și nu-i lucru mic când te duci la școală 40 sau 30 într-o clasă, și eu am copii mai mulți la școală, și se duce fata mea la școală cu două cotițe legate așa, și cu ghiozdanul, și vine doamna drept la ea, spune, vai ce fetiță, dar nu e mai frumoasă ca cealaltă, nici nu știi că e mai deșteaptă, că e în prima zi de școală, și o mângă și o întreabă cum te-o cheamă, și eu stau deoparte, uite, pe-a mea o ales-o, de ce? Mă, o căpăta trecere. O căpăta trecere, și când am fost în armată, eu am făcut armata la Timișoara, o unitate militară cu mii de soldați, 1185, cea mai mare unitate. Vine un caporal din Oltenia, că ăștia oltenii au ce au cu noi, bucovinenii. Și a spus, băi, tu pari băiat bun, mă lua pe după cap, du-te o leacă la cantină, spală vasele. Și pe ce l-am luat la instrucții jumătate din noapte, dar eu nu-s prieten și nu-l cunosc, am căpătat trecere înaintea lui. Și când s-au împărțit militarii, acolo a venit unul, colonelul Bena, care avea Academia Militară, secția Comando, făcută la Moscova. Și din sute de soldați au venit la mine, băi, nu vrei să fii tu adjutantul meu, auzi ce întrebare. Și eu pocăit, pentecostal, botezat cu Duhul Sfânt. Și de ce m-au ales pe mine? Și când toți militarii mâncau instrucții, eu stam la el în birou, ștergeam praful, făceam foc, cu iemușa, mă rugam, cântam. De ce? Am căpătat trece, dar nu eram mai grozav cu acilant. Vedeți ce binecuvântare? Să capeți trecere înaintea lui Dumnezeu. Și apoi spune și de Iosif, și de Estera, și de Daniel, că erau plăcuți.
Și despre asta vreau eu să predic. Plecuți înaintea oamenilor, lui Așer îi dă acolo o binecuvântare în cartea Deuteronom. Și spune, plăcut să fie Așer fraților săi și puterea lui să țină cât zilele lui. Uite, asta e și urarea mea. Să aveți putere cât trăiți voi, să vă dea Domnul putere mădulare, amin? Și să fiți plăcuți. Dacă se poate și înaintea oamenilor, bine, dar mai ales să fiți plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Despre Domnul spune în Luca 2:52, și pruncul creștea în înțelepciune și statură și era tot mai plăcut înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Acum voi ăștia din Făgeți sunteți plăcuți. Și arătați așa, binișor, într-un fel. Arătați plăcuți. Dar pretenția Scripturii știți care? Să fiți tot mai plăcuți. Adică azi să fiți mai plăcuți decât ați fost ieri. Dar mâine să placeți Domnului mai mult decât azi. Și să sporim în asta. Doamne ajută-ne! Frații mei, eu am definit câteva domenii pe care le prezintă Apostolul Pavel și vrem să ne facem o verificare a valorilor înaintea lui Dumnezeu. Știți, când te duci la spital, eu în viața mea n-am făcut analize medicale niciodată. Am lucrat la CFR-ul 34 de ani și era obligatoriu să le fac. Dar mă temeam să iei sânge. Și când trebuia sânge, am o ciocolată la fata aceea și nu mai lua sânge. Am spus, Doamne, eu băia cu minte, n-am nimica. Și te-am ieșit la pensie de câțiva ani, cât bătrân. Ei bine, aș vrea să ne facem în seara asta niște analize. Când te duci la doctor, spune, măi, colesterolul atâta, hemoglobina atâta, diabetul atâta trebuie să fie. Și în funcție de valorile alea nominale, noi ne uităm, suntem așa, suntem mai bolnavi, suntem sănătoși. Aș vrea în seara asta să verificăm starea noastră dacă e plăcută înaintea Domnului. Și venim acum cu primul domeniu și vine Apostolul Pavel și spune așa. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftii ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Fraților, Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni 5:23 spune că noi suntem o trinitate, și Duhul, și Sufletul, și Trupul. Dar în 2 Corinteni 4:16 face o împărțire mai ușoară, omul de afară și omul din lăuntru. Acum, omul de afară e trupul nostru, așa cum ne-l-a dat Dumnezeu, dar trupul ăsta, și spunea Pavel 2 Corinteni 10:3, măcar că trăim în firea pământească. Noi trăim în firea asta pământească, dar trupul ăsta e un templu al Duhului Sfânt. 1 Corinteni 3:16, nu știți că trupul vostru e templu Duhului Sfânt? Sau 1 Corinteni 6:18-19, de aceea fugiți de curvie. Orice alt păcat săvârșește omul în afara trupului, dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului și trupul vostru e templu Duhului Sfânt. Acum vine Apostolul Pavel și spune, fiecare din voi să știe să stăpânească trupul, adică vasul ăsta în sfințenie și cinste. Primul domeniu în care noi verificăm valorile noastre creștine, îi legat de starea noastră de înfrânare. Cât suntem de înfrânați sau cât nu suntem de înfrânați? Pentru că în Galateni 5:22, când vorbește de roada Duhului, spune, roada Duhului din potrivă, dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, blândețea, credincioșia și la urmă pune înfrânarea poftilor. Eu de aici am mai predicat și am spus, atât m-am gândit eu de ce pune înfrânarea poftilor la urmă, cea mai mică. Și am găsit eu o explicație în Proverbe 25:28, spune că omul care nu-i stăpân pe sine, e ca o cetate dărâmată și fără ziduri. De zidurile reprezintă stăpânirea de sine, adică înfrânarea poftelor. Noi suntem o cetate, nu? Matei 5:14. Voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe o munte nu poate rămâne ascunsă. Eu sunt ca o cetate. Dar cetatea asta trebuie să aibă ziduri de apărare. Zidurile de apărare se numește înfrânarea poftelor. Și Doamne, fă-ne să fim tari în roada asta, amin?
Pentru că eu spuneam, măsura de pocăință a unui om nu-i măsura slujirii lui. Măsura de pocăință e măsura de înfrânare. Pentru că poți sluji printr-un talent nativ, dar să nu ai în interiorul tău înfrânarea poftelor. Și Pavel îi spunea lui Timotei în Epistola 1, capitolul 1, versetul cât 19, parcă. Caută, păstrează credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au rătăcit din credință. Credința noastră de care s-a vorbit în seara asta locuiește într-un cuget curat. Cugetul curat la oamenii care au roada numită înfrânarea poftelor. Să ne-o dea Domnul, amin? Acum verificăm starea noastră de sfințenie, pocăința noastră în fața acestor norme puse de Scriptură. Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie. Și există aici, vorbește de păcatul curvie, și tot legat de poftele trupești, mai amintim un păcat care se cheamă îmbuibarea de mâncare și băutură, tot legat de trupul nostru și tot păcat și ăsta. Cum stăm noi cu înfrânarea poftelor? Că spuneam 2 Timotei 3 cu 6, poftele te frământă, Tit capitolul 3 cu versetul 5, poftele te robesc, 1 Petru capitolul 1 cu versetul 14, poftele tătărăsc, și aș dori ca Dumnezeu să ne dea putere și în noi Duhul Sfânt să rodească roada asta numită înfrânarea poftelor. Amin? Apoi mai există aceea de care spuneam eu, îmbuibare de mâncare și băutură. Băgați de seamă să nu vă prindă ziua aceea cu îmbuibare de mâncare, băutură și cu plăcerile vieții acesteia. Doamne, dă-ne pocăință și în privința aceea. Când vorbim de pofte, ele, poftele sunt multiple, nu vorbesc foarte mult. De exemplu, în Psalmul 78, versetul 18 spune, au ispitit pe Dumnezeu cerând mâncare după pofta lor. Și eu întrebam într-o adunare, dar ce-i păcat să-ți placă o mâncare? E păcat? Mie îmi plac cartofi prăjiți, sunt păcătos? Nu, nu știu, vedem. Unii mă întreba, frate, dar au și păcat de băut cafea? Apoi eu ca să văd, trebuie să mă duc la Scriptură și vorbesc din îngăduința creștină. În 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 12, Apostolul Pavel spune așa, toate lucrurile sunt îngăduite, dar acum aplicăm niște principii. Toate lucrurile sunt îngăduite, aplicăm principiul utilității, dar nu toate sunt de folos. Păi un lucru îngăduit, dar dacă nu-i de folos, la ce să-l folosesc? Îl iau, nu? Și apoi aplicăm al doilea principiu din același verset, principiul dependență. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu va pune stăpânire pe mine. Dacă tu nu poți să postești când ai băut cafeaua, e o problemă. Dacă tu nu poți face o rugăciune când încă nu ți-ai băut cafeaua, iar e o problemă. Când ceva pune stăpânire pe tine și o mâncare bună de la care nu te poți înfrâna, și aia e un păcat. Pentru că există principiile astea, dependență, tot ce pune stăpânire nu-i bun. Și apoi mergem în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 23, spune, toate lucrurile sunt îngăduite, partea a doua, dar nu toate zidesc. Pune în principiu consolidării. Asta mă zidește, asta zidește adunarea. Dacă zidește adunarea, e bun, dar dacă nu o zidește, nu-i bun. Și acum vorbim aici de pofte. Unii au cerut mâncare după poftele lor. 2 Petru capitolul 2 cu versetul 10 spune așa, că unii poftesc după trupul altuia. Și Domnul spunea Matei 5:28, cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Deci trebuie să fim foarte atenți și la problema asta. Este o pocăință practică, frații mei. Nu-i mare filozofie, nu-i mare teorie. Sunt pofte de mâncare, sunt pofte când poftești trupul altuia. Mi-aduc aminte un frate în povestea că în America, acolo când vin musafirii să fac prezentările. Și din România eu cunosc un frate în vârstă care a ajuns acolo și l-a prezentat. Avem din România pe fratele și îl ridică un bătrânel acolo. Cu cine sunteți? El spune cu soția. Cea mai frumoasă femeie. Și se ridică o babă. Cine putea să ridice? Și fetele la cor, tăte râdeau și surorile râdeau. Dar el s-a uitat toți că, fraților, ea e cea mai frumoasă.
sau cel puțin așa o văd eu, că dacă n-aș vedea-o așa, aș fi nenorocit ca unii din voi care vedeți pe altele mai frumoase. Și atunci și-o adus aminte, frații au început să lăcrimeze, că omul ăsta era un mare proroc al Domnului, că nu era un șugubăț ridicat în adunare, ci că Domnul i-a arătat că unii sunt nenorociți când văd pe altele mai frumoase decât pe a lor. Să ne păzească Domnul de asta, amin? Apoi pune acolo un cuvânt în Eclesiastul, mă refer la cei căsătoriți. Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite. Toate frămânțe nu se mai împlinesc niciodată poftele alea. Să ne dea Dumnezeu pocăința și să ne dea înfrânarea poftelor. Amin? Apoi vine Scriptura și spune în 1 Timotei, capitolul 6, versetul 9. Cei care vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în laț și în prăpăt și într-o mulțime de pofte care cufundă pe oameni în multe pofte nesăbuite și vătămătoare. Unii poftesc după avere. În Mica, capitolul 2, cu versetul 2, spune, poftesc un ogor și eu. Sunt oameni care au poftă de bani, poftă de avere, poftă să fie el cineva. E tot o poftă a firii pământească și aici ne trebuie înfrânare, fraților. Noi predicăm că suntem străini și călători. Mergem în Evrei 11 cu 10, se spune că Avraam prin credință a văzut cetatea care avea temeliile tari și nu mai locuit în casă. Avraam, după ce a văzut în vedeniu cetatea aceea, nu mai făcut nicio casă cu temelie. El a locuit numai în corturi, arătând tuturor că e străin și călător. Iertați-mă, eu vin dintr-o zonă binecuvântată, sunt bucovinean. Și câteodată ne-e greu să predicăm pe la mormântări. Suntem străini și călători, cetățenia noastră, dar avem niște case și niște garduri și niște mașini de mii de euro și haine de firme, că spun ortodoxi, băi, așa ceva nu putem să avem și noi. Și atunci, cum mai predicăm noi că suntem străini și călători? La noi primul frate care a fost pocăit în Bosanci, fratele Vasile Axinte, prezbiter, a fost 35 de ani, 25 de ani a fost condamnat la Cernăuți împreună cu bunicul meu, era un meseriaș, n-avea familie mare și spunea frate că avea o căsuță în Urlia, că era gospodar, dar modestă. Și a venit frate și spune, măi frate Vasile, dumne tale ai putere, fă o casă să nu fii în sat. O spus, da, dar eu sunt pocăit și eu trebuie să predic la ăștia nepocăiți că nu mi-e inima legată. Acum am întâlnit un frate odată, avea o casă mare, spunea, fraților, îmi spunea mie, vezi casa asta, am lucrat, nu mi-e inima legată deloc de ea. Mă, și nu vorbeam bine și trece o mașină cu viteză și stropește gardul. Și le spune, uite, măi, voi nesâmțâtul așa să merge prin sat. Ci, mă, uite, mi-o stropi gardul. Dar, păi, nu ți-e inima legată de gard, nu? Dar asta, Biblia vine și spune așa. Și nu o spun eu, o spune Fiul lui Dumnezeu. Acolo unde e comoara voastră, acolo și inima voastră. Și eu spun că Biblia e adevărată, amin? Și acum unii poftesc după avere, poftesc după bani, poftesc să aibă tot mai mult și să ne deie Domnul și aici înfrânarea poftelor. Apoi spunea Pavelul Timotei că în vremea din urmă la unii nu le-o plăcea învățătura. Îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute, 2 Timotei 4 cu 3, și își vor da învățător după poftele lor. Pentru că la unii le place anumite învățături. Nu strâmta prea tare calea, ci tot vorbești de ținută și bună cuvință în adunare, ci tot spui de post și rugăciune, că se poate și altfel. Și când vine unul și dă o slobozenie, și când vine unul și face calea largă și îi mai pune să bată și din palme, bă, ce predicator bun sunt ăștia! Îi gâdile urechile să audă lucruri plăcute, plăcute fire, și își dau învățător după poftele lor. Să ne dea Domnul înfrânarea poftelor și aici, amin? Și acum încheie acest domeniu. Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftelor. Și nu mai vorbesc de aprinderea, că este atâțarea poftilor și este aprinderea poftilor. Eu sunt de la țară, mă ocup de agricultură, cresc animale și știu ce înseamnă să aprind focul. Când îl atâț, se spune, când sufli în foc și când se aprind poftele astea, nu le mai poți opri, nu le mai poți stânge. Aș dori ca Domnul să ne dea înfrânarea poftilor, amin?
Acum am vorbit scurt despre asta. Hai, luați-vă acum pulsul, tensiunea, faceți așa niște analize medicale în seara asta. La capitolul înfrânarea poftelor, fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste. Suntem plăcuți lui Dumnezeu? Sau mai avem de corectat ceva? Mai avem de pocăit, așa? Eu mai am de pocăit și cred că și voi. Și vă mai spun un lucru, fraților. Dacă înfrânarea poftelor în zidul acela de apărare, niciunul din voi nu e așa de păcătos să aibă toate poftele. O, sunteți așa de păcătos, nici eu, nici voi. Dar fiți atenți în domeniul ăla în care sunteți deficitari. Unde ați fost deficitari înainte de a vă pocăi. Și ați venit din lume cu o poftă, ați venit aici, ați primit botezul, s-a produs nașterea din nou, Domnul vă boteza cu Duhul Sfânt. Atenție, diavolul tot cu pofta aceea să vie și mai târziu. Și dacă știi că într-un domeniu ești deficitar, Domnule, unul are un duc de beție, nu se poate, acolo fii atent cu beția. În Pilde 14:9 spune, cel nesocotit glumește cu păcatul. Măi, nu fă glumi în privința asta. Unii-s cu curvia, alții-s cu furatul, alții-s cu moda, alții-s cu altceva. Măi, unde te știi deficitar, fii un pic mai atent. Că eu când m-am însurat, vorba fratelui Bine, cu mâinile astea am făcut casa, de la temelii până la acoperiș. N-avem gard, avem un gard rău, tot câinii din sat aveau potecă până la mine, în grădină. Și toate gâștile vecinii aveau cărare. Și tot astupam seara, iară dimineața, iară găsem, că ei știa unde-i gaura. Până mi-am făcut un gard și acum nu mai vine. Acolo diavolul știe unde ai tu o gaură, unde ai o fisură. La înfrânarea poftilor, ai un loc unde ești deficitar, ești corigent. Acolo să fii mai atent. Și roagă-te Domnul și zidește repede întăritura de apărare. Doamne ajută-ne, amin? Nu, acum vreți să vă dați voi o notă, cam ce analize medicale aveți când e vorba de a stăpâni trupul în sfințenie și cinste? Aveți valori așa ca ale Scripturii sau nu chiar așa? Să ne dea Domnul pocăința, trecem mai departe și spune așa. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. Că-i Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. De aceea cine ne socotește aceste învățături, nu o socotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu care va da și Duhul Său cel Sfânt. Până acum am vorbit de mine, de trupul meu și de înfrânare. De acum vorbesc de relația cu ceilalți, cu oamenii ceilalți, și Pavel ne cheamă să trăim în adevăr, să trăim în sinceritate. Niciunul din voi să nu fie cu nedreptate. Există la voi aici la Făget un pocăit care o nedreptăți pe altul? Sau cu vicleșug? Este la voi aici în adunare vreun frate, vreo soră care a fost cu viclenie față de altul? Noi avem un frate care tot spune, om cu Biblia în mână de 40 de ani și ești plin de viclenie când vii la adunare. Și eu atâta am predicat până m-am săturat de fratele ăsta. Și de câte ori îl pun, el numai asta spune. Dar el știe prin adunare, nu știe așa, și el numai de-i predică. Dar într-o seară m-am oprit și am spus, mă, dar eu n-am viclenie deloc, n-am șiretenie deloc, n-am nedreptate deloc. Și Pavel vine să spune, măi, hai să trăim sincer, să fim transparenți și să trăim în adevăr. E greu sau e ușor, oare? Cum stați la capitolul ăsta? Ce valori aveți în pocăință vis-a-vis de trăirea noastră adevăr? Nimeni să nu fie cu vicleșug sau cu nedreptate. Eu tot m-am gândit până la urmă, am cugetat. Măi, dar de ce oamenii ar folosi vicleșugul? Eu când l-am folosit, de ce l-am folosit? Sau eu când am nedreptățit, dacă am făcut-o, sau tu dacă ai făcut-o, de ce nedreptățești tu pe altul? Și tot mă gândind așa, m-am uitat prin Scriptură și am găsit câteva explicații. De exemplu, l-am găsit pe Esau care vine bocind și vine plângând la tatăl său Isaac ca să ceară binecuvântarea și știi ce spune Isaac? O venit fratele tău cu vicleșug și ți-a luat binecuvântarea. S-a furat binecuvântarea. Știți ce a făcut Iacov, nu?
Și-o pus niște pielicele, că Esau era păros, Isaac era orb, nu vedea, și-o pus niște pielicele de capră, și când a venit tatăl să l-a pipăit și a spus o vorbă, cineva spunea că asta se potrivește și l-a pocăit, mâinile a lui Esau, glasul e al lui Iacob. Și spunea odată, predica unul, uite așa e ăsta, când îl vezi la amvon cum predică, e glasul lui Iacob. Când îl vezi pe șantier ce face, îs mânurile ăla lui Esau, el de strânge tătii, glas într-un fel și mâine altfel. Hai să ne pocăim și mâinile și glasul, amin? Doamne, ajută-ne la aceasta. Și o spune Isaac că a venit fratele tău cu vicleșug. Și când a venit cu vicleșug, i-a furat binecuvântarea. O, dar Iacob o luat-o pe un drum greșit. O binecuvântare prin fraudă. Și dacă a început cu, că așa era numele, Iacob înșelător înseamnă. Și dacă așa i-a fost numele, așa i-a fost viața până la o bucată. Și ajunge, știi, la cine? La Laban. Bă, și așa s-a potrivit socrul cu ginerile de numa-numa. Că amândoi se înșela unul pe altul. Că i-a slujit 7 ani pentru Rahela și când colo a făcut nuntă cu Lia. Lui nu-i plăcea. Ce ai făcut? De ce m-ai amăgit? Dar și Iacob o amăgit. Că Dumnezeu așa-i pune, știi? Unul împotriva altuia. O mai slujit încă 7 ani pentru Rahela, 14 ani ca sânsoare numai. Și după aceea o slujit pentru Simbrie. Știți ce a făcut Laban? De 10 ori o schimba Simbria. Iacob spune, de 10 ori mi-a schimbat Simbria. Când îl fienta, când îi mărea, când îi micșora, numai ca să-l înșele. Iacob, cu cuțitul în mână, curățenul ele de aluni și le pune în șgheab să iese miei pestriți. Doi înșelători, doi vicleni s-au întâlnit. Știți până când? Până când Iacob a trebuit să plătească facturile din urmă. La Mahanaim s-a întâlnit cu tabăra lui Dumnezeu și într-o noapte când trece vadul lui Iabocul, Iacob luptă cu Dumnezeu. Iacob se pocăiește, de aici încolo e alt Iacob. Și Iacob o trebuie să dea înapoi ce-o înșelat, că a făcut turme de capre, turme de țap, turme de oi, cirez de vite și dule cu robe ale cui? Îsa lui Esau? Aia este Îsa lui Esau, căruia i-am furat eu binecuvântarea. Fraților, există o tendință de nedreptate și de viclenie ca să câștigăm material mai mult. Să ne păzească Dumnezeu de asta. Săptămâna trecută vorbeam cu unul, cu un băiat din Timișoara, când mi-a povestit viața lui, ceva ce poți să scrie un roman când s-ar vindeca pâinea caldă. Cât pocăit, bineînțeles, cât de nepocăit a fost. Și ca frate dragul, câștigam câte 30.000 de euro în 2 ceasuri. A spus, băi, oprește, gata. Ce avere ai făcut, da? Nimic, frate, nimic. Acum lucrez cu 1.000 de euro și ofer, mi-am refăcut viața, m-am pocăit, am luat la început. Când văd când dă 1.000 de euro pe lună și eu avem 1.000 de euro pe oră, dar trebuie să fiu pocăit. Mă, dar din ce-i furat, din ce-i spart, din ce-i agonisit? Frate dragul, ți-am spus nimic. Crezi că pe termen scurt ai un câștig, ai un avantaj, dar pe termen lung pierzi sufletul, pierzi mântuirea, pierzi viața veșnică. Să ne dea Domnul pocăință, amin? Și nimeni din voi să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate. Eu am cunoscut într-o adunare, a venit un frate și spune, uite măi, cântăm amândoi la bas, Domnul să binecuvinteze corul. Am uitat să vă spun. Dacă e o slujbă care îmi place în adunare, cel mai mult îmi place cântarea în corul mix. Și noi avem un cor mix, poate nu e așa de bun ca vostru, cântăm și noi de multă vreme, la noi s-a înființat corul în 1964. Și de atunci cântăm fără oprire. Solista corului era mama, e chemat la Domnul de mult și alte surori și alte surori și acum avem tot și corul tot cântă și la mine dacă ar cânta 10 cântări una după alta, nu mi-ar părea rău. Așa iubesc corul, mă ocup de cor, cu toate problemele, cu repetiția, cu pretențiile, că nu vine, cu vrea solul, nu știu ca, eu știu toate astea. Nu. Dar Domnul să vă binecuvinteze cu pocăință, amin? Bun, revenim la... Problema aceasta a trăirii în adevăr, a trăirii în sinceritate. Oare suntem plăcuți lui Dumnezeu? Să nu fim cu nedreptate.
Și îmi spune fratele ăsta, măi, îl vezi cântăm amândoi la bas. Un frate are 8 copii și el izolă la casă din astea. Și materialul ăla, polistirul ăla care îi rămânea, o vrut el să facă o moară, să-l macine, să-l vândă la alții care tot șape. Și îi spune, măi, tu ești prieten cu ăla. Se duce la unul care avea 2 copii și era mai bogat, mai patron. Auzi, du-te și spune, nu vrea să-mi arate cum o făcut moara. Că las că mă duc și vorbesc, eu las că te ajut. Băi, se duce al doilea la ceala, vede cum și-și face el moara. Și spune, băi, l-am rugat frumos, i-am dat ideea, băi, am o casă de copii, are un copil handicapat, ăsta are... Și mi-o luat așa asta ce am putut eu să fac. Nu vi se pare că îi vicleșug asta? Nu vi se pare? E normal să cânte amândoi la bas și să se uite la cine așa, băi, eu te-am rugat ceva și tu m-ai tentat. O soră se duce să cumpere un pământ, un loc de casă, dă arvunul la unul nipocăit, se duce o altă soră după ea și spune, îți dau cu nu știu cât mai mult, dă-mi-l mie, ăla nipocăit de bani. Și se duce prima, spune, soră, dar am dat eu, am dat și arvună, nu știu, mie mi l-au vândut. Și când avem zi de post, vin amândouă, se roagă în adunare, eu, cina și una, spune, frate, nu mai pot lua, nu mai pot vedea pe ceia. Moș mecherit, ce să fac cu dânsa? Mă, și sunt în adunare amândouă. Adică să fii cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele tău. Dar de aici începe pocăința, nu începe de la corp, nici de la dânsul cu acordeonul, nici de la mine cu predica. Pocăința înseamnă să trăiesc în adevăr față de frați și de surori. Amin? Amin? Ce notă aveți voi la trăirea în sinceritate față de toți din adunare? Și apoi poate fi un câștig de imagine. Un câștig de imagine, un capital electoral, dacă vreți. Că mergeau oameni cu jalba la împărat, se duceau cu o problemă. Și la poarta cetății era un prinț, îi întreba, oamenii se plecau înaintea lui. El îi ridica, îi scutura, nu îi săruta. Ia spune, ce problemă ai, măi? Îi spunea, problema ta e bună, tu ai dreptate. Dar crezi că îți face cineva... Dacă aș fi eu, și Biblia spune că Absalom întorcea inima poporului spre dânsul și s-a făcut împărat. Când suminezi autoritatea conducerii, că poate te gândești că ai să fii tu într-o zi. Asta e vicleșug și nedreptate. Eu nu vă cunosc cine în comitet, cine în slujitor, vă spun că ăștia de parte, Domnul să vă binecuvinteze. Iar vouă vă spun, prețuiți-i pe-a voștri. Amin? Eram în altă seară la o ungere cu un dilem și la ungerea asta o femeie care era foarte bolnavă, ea având multe cunoștințe, o chema mult păstori, mult proroci, mulți așa, s-o umplu casa, doar s-o vindeca. Eu chema și pe frații la urmă din adunare, dar a venit un frate proroc și presbiter și a spus, măi, să vezi ce am pățit aici într-un sat, era un om tare bolnav, o chemat pe prezbiterii bisericii să-i facă ungerea cu un dilem. Și frații ăștia prezbiteri, au câțiva frați în adunare, au postit 3 zile, bolnav au postit și el 3 zile, și spune, măi, miercuri seara, veniți și-mi faceți ungerea. Omul face curățări în casă, face căldura, prinde becurile. Înainte de a veni prezbiterii, vine un frate de adunare, dar ce pregătești? Măi, am chemat frață să-mi facă ungerea cu un dilem. Pe cine-i chemat? Prezbiterii noștri. Păi, dar tu nu știi pe-a noștri. Tu n-ai mai găsit frat pe ăștia. Doar tu-i cunoști. Ăsta e așa, ăsta e așa. Vine, aruncă pastila și pleacă. Omul de casă în urmă, încuie poarta, stânge becul și se culcă. Frațul după 3 zile de post, merg, se uită la poartă, încuie becul stâns, măi, hai acasă. Și se duc acasă. Că unul o suminat autoritatea slujitorilor. Și noaptea are un vis, la omul ăsta așa ardea un foc, așa era de cald, nu mai puteai, crăpa buzele. Și lângă el era un izvor așa de curat și numai nu putea ajunge până la el. Și de spaima aceea nevastă trezește, băi omule ce ai?
Vai ce am visat, măi, un izvor așa de curat, atâta mai trebuie ca să ajung și n-am ajuns la el. Păi atâta mai trebuie să vii frații să facă undrea. Apa era acolo, era curată, dar a venit altul, mai înainte și tu ai încuiat poarta, ai strâns becul. Fraților, niciunul din voi de aici din adunare să nu fie cu vicleșug sau cu nedreptate în treburi față de fratele său. Amin? Să nu gândiți că eu capăt un capital electoral așa ca Absalon. Că nu o dăinuit Absalon, nu. Sau dacă vreți, așa cum mai era unul. Dar omul ăsta, eu spun că a avut noroc, îl chema Diotref și avea dorință să aibă întâietate în toate lucrurile. Voia el să fie primul. Dar spun că a avut noroc cu ghilimele, că o dat peste Ioan. Și Ioan era apostolul iubirii și a spus, măi, ce face Diotref, nu-i bine. Atâta i-a spus Ioan, știți? Dar altul a făcut altceva. Elima vrăjitorul, în fapte 13, care era cu Sergiu Paulus, ăsta voia să asculte predica, dar ăsta a dat peste Pavel. Și când vorbea Pavel, el tot îl abătea, că nu e așa. Și se uită Pavel la el. Fiul dracul, om plin de tătă viclenia, că de viclenie predică, și de tătă răutatea, până când sucești tu căile Domnului, rămâi orb până la o vreme. O căzut niște solzi, n-a Elima, o dat peste Pavel, și Pavel e alt profil, alt temperament are, dar o dat peste un viclean acolo, că ăsta voia, dacă Sergiu Paulus pocăiește, eu ce fac? Nu-s mai eu consilier, o să-l iei pe Barnaba consilier. Nu-i așa, nu-i așa, dar viclenia lui nu o țin mult. Ori dorim un câștig material, ori dorim, știu eu, un câștig din ăsta de imagine, viclenia și nedreptatea sunt păcate, să ne ajute Domnul să ne pocăim de ele, amin? Sau prin viclenie știi ce se mai poate face? Să elimini pe cineva de care nu-ți place, de care te temi, întinzându-i o cursă, atrăgându-l un cap, ca nu se păcătuiască. Că așa se spune din Madianit în numeri 25, că au lucrat cu viclenie împotriva voastră, știți, acolo citim, da? Când au făcut o paradă, Miss Moab, niște fete frumoase la grătari, au dansat și să-i vezi pe evrei, cum pândeau cu nasurile lor în cârjoiete pe după corturi. Ăștia s-au născut în nisip, domne. Ăștia de 40 de ani tot călătoreau prin nisip și le văd pe cele dansând și știți ce spune Biblia? Că fetele le-au poftit, veniți încoace, le-au poftit și i-au făcut să păcătuiască. Știi cât s-au murit în ziua aceea? De aia Balaam s-a învățat să pună o piatră de potignire. Că Balaam i-a spus, băi, eu nu-i pot blestema, că nu mă lasă Dumnezeu, dar te învăț. Fă-i să păcătuiască și Dumnezeu îi leapădă. Multă viclenie, dar nu le era dragi lor de evrei. Ei voiau să îi omoare pe evrei. Odată veneam de la o evangelizare, era aproape 12 noaptea. În stația în care îți merge spre satul meu, era un băiat tânăr, îmi face semn la ocazie, nu mai era nimic. Când mă uit, băiat la noi din sat, opresc, dau înapoi, hai vine încoace. Mă îndeau, pace frate, dragul, de unde vii? Băi, vin de la o evangelizare. Dar tu? El spune că eu tot de la o evangelizare. Dar eu curios, dar unde mai este o evangelizare? A, nu, am eu o prietenă nipocăită și am fost și am evangelizat-o. Băi, băiete, băi, nu te juca, băi, băiete, băi. Da, spune frate dragul, nu te uita ca noastră iau bătic. Asta e mai pocăită ca noastră. Băi, fii atent ce vorbești. Lasă-o să pocăiască, să vadă nașteri din nou, să mărturisească Domnul botezându-l cu Duhul Sfânt. După aia, n-am nimic împotrivă. Băiatul ăsta m-a ascultat. Îi în comitetul adunării, s-au căsătorit cu o fată pocăită, îi binecuvântat, dar șmecherea aceei din lume, băia bun, frumoșel, nu bie, nu fumează, nu umbli cu alte fete, hai să, dar nu din dragoste, din interesul ei. Și despre Madian se spune că o lucrat cu viclenie. Mai este o scenă din Scriptură și numai nu știu cum să o încadrez. Tare mi-e dificil asta, cum să o explic, nu știu. În Împărat capitolul 13, vine un om din Iuda, un proroc, vine la Betel, prorocește împotriva altarului, altarul e semnul, altarul se despică cenușa Ieroboam, pune-ți mâna pe el, dă să-l prindă, mâna rămâne întinsă,
măi, văd că ești omul lui Dumnezeu. Roagă-te, se roagă, trage mâna. Și acum îl ieri o boambi după cap. Auzi, hai la mine acasă, îți dau un dar, mănânc ceva, ești obosit, îți dau ceva să bei, să te recorești. Viu este Domnul. Domnul mi-a spus, pe drumul pe care am venit să nu mă întorc, să nu mănânc, să nu beau apă. Eu ascult de Dumnezeu. Băi, și pleacă omul ăsta acasă, până aici, bărbat, spunem noi. Pocăit, pocăit. Da, acolo, la adunare în ziua aceea, erau băieții unui proroc, bătrân. Prorocul nu era la adunare, de ce nu era? Nu știu de ce nu era, spuneți voi de ce nu era. Bătrân nu, poate bătrân, dar nu bolnav. Și au venit băieții, întrebat, cum a fost la adunare? Cine a predicat? Cine a condus? Cine a cântat? Băi, că azi a fost la adunare un proroc puternic. O dat niște minuni, s-o crăpat, o rămas împăratul cu mâna întinsă. Știi ce spune prorocul bătrân? Pune așa o magară. Și fuge și-l ajunge. Cât era dor? Nu era în perfuzie. Dacă o pus, nu a putut merge la adunare. Cum la adunare nu poți merge, dar să fugi după ăla poți. Și fuge și-l ajunge, îl adorme sub un stejar și eu sunt un proroc. Domnul mi-a vorbit să vin apoi, un înger al Domnului vine, mănâncă și bea și Biblia spune, îl mințea. Măi, și l-a făcut pe ăsta să păcătuiască. Și când mânca, spune, pentru că n-ai ascultat de glasul Domnului, un leu te va omorâ. Vineau niște oameni, aiută spre Betel și vede un măgar viu, un leu viu și un proroc mort. Leu nu era flământ, că ar fi mâncat și pe om și pe măgar. Măgarul păște, leul păze și prorocul mort. N-are o vină și prorocul la bătrân. Eu tot m-am gândit, măi, oare din invidie, oare au vrut să-l elimini pe ăsta? Mă, ceva e greu de explicat, eu am multe explicații, asta ar fi una din ele. O lucrat cu viclenie, l-o mințit și o scăpat de dânsul. Frații mei de la Făget, să ne păzească Domnul de gândurile astea. Hai să fim sinceri în adunare unul cu altul, amin? Doamne ajută-ne la aceasta. Și mai folosesc unii viclenia, că Domnul face viclean pe unul, s-o împărțe talanță. La unul 10, la unul 5, la unul dă un talent. Și când vine să ceară socoteală, ăla cu 10 mai aduce 10, ăla cu 5 încă 5, ăla cu un talent, îl scoate și el din ștergar, am știut că ești un stăpân aspru, seceri de unde n-ai semănat, strângi de unde n-ai pus, mi-a fost frică, e talentul. Știi ce spune Domnul Iisus? Rob, viclean și leneș. Unii prin viclenia lor încearcă să-și ascundă inactivitatea. Băi, de ce n-ai la repetiție? Așa m-a durut burta, am avut așa o... N-am putut să vii. Băi, de ce nu vii la adunare marți? Am avut o treabă când, vai, să vezi că ce-am pățit, el n-a pățit nică. Și încearcă să ascundă. Pe mine când a început frață să mă pui la predică, mie nu-mi plăcea să predic. Acum îmi place. Nu-mi plăcea ca să predic. Și frață m-a pus odată de două ori. Și acum, fratele Ieremia, al doilea prezbiter la noi, a fost tot proroc, 35 de ani a fost prezbiter și el a lăsat în vremea lui Ceaușescu acum 10 copii acasă, a plecat în pușcărie, a făcut pușcărie când nu a colaborat cu tovarășe. Și acum fratele Ion punea pe unul la cuvânt, când termina la predica se ridica, în câteva rânduri eu mișt afară, parcă nu mă simțeam, dar știi că chiar parcă nu mă simțeam bine, parcă avem ceva. Măi, și ies o dată afară, și ies de două ori afară, vine un frate de 80 de ani, avea vedenie, cunoștință, și îmi spune, frate Dragoș, am să te întreb ceva, dar să-mi spui drept, nu cumva tu ieși afară ca să nu te pui la predică? Ce să-i spun? Dacă a mine o mai făcut încă unul, și când a venit frate și ne-a întrebat, mă durea un pic burta, dar tu vei, frate, de el, și pe mine mă durea. Și unul spune, eu vă operez pe amândoi de stomac. Vă operez de stomac și stați cu minți pe bancă. Eu nu voiam să predic și folosim o viclenie. Mai târziu am văzut ce scrie acolo. Rob, viclean și leneș. Fraților, de la sentința asta de aici încolo nu mai este pocăință. Legați mâinile, picioarele, aruncați-le. Nu folosiți viclenia și retenia ca să scăpați de activitate în adunare. Când se face curățenie, veniți la curățenie. Când e seară de adunare, veniți la adunare. Când e stăruință, veniți la stăruință. Aleluia. Când e repetiție, veniți la stăruință. Doamne ajută-ne la asta, amin? Eu am o predică, am intitulat-o Prezența la adunare.
E pusă pe 4 capitole și cred că voi sunteți un pic restanțieri cu prezența la adunare în timpul săptămânii. Când mai aveți dumneavoastră în cursul săptămânii? Marți, joi. Să-mi permiți să-i pun să ridice mâna pe aia care nu a fost marți adunare și să-i întreb de ce nu a fost? Fraților, eu locuiesc la țară. Noi trăim din agricultură. Și eu zilele astea, o zi am fost la cosit otava, ieri am fost la porumb și mai am pe câmp încă mult, așa. Dar la noi, marța și joia, adunarea e aproape plină la rugăciune de ani de zile. Am lucrat în privința asta și le-am spus, măi oameni buni, mai mult faci o zi în casa Domnului decât o mie în altă parte. Și am vorbit și cu niște frați care lucrează în construcție, au niște echipe. Și frate Dragoș, noi lucrăm câteva luni pe an, toată iarna venim la rugăciune, la stăruință, că nu-i de lucru. Dar acum trebuie să crezi și să lucrezi și pe la iarnă, ca să nu... Ne-a spus oameni buni, m-a ridicat în picioare și ne-a spus așa. Dacă cineva are echipă de construcție, e patron, și vine joia la adunare de la ora 7 la ora 9 și dă faliment, eu din caseria bisericii îi returnez banii. Faceți o cerere și îmi spuneți, pentru că am fost la adunare de la 7 la 9, am pierdut atâția bani, vii la mine și casierul de bani, care e problema? Asta le-am spus cu vreo 3 ani în urmă, încă n-am dat niciun leu la nimeni. Și frații vin la adunare, cum spunea fratele Beni, lăsăm sapa, lăsăm coasa, lăsăm tot, fac un duș muc la adunare. N-am ajuns mai sărac ca înainte. Și nici ei care nu vin la adunare nu sunt mai bogați, că până la urmă, fraților, tot ce adună neamurile, adună pentru foc. Credem asta? Pământul cu tot ce este pe el va arde. 2 Petru capitolul 3, da? Trupurile cerese vor trece de marea căldură și pământul cu tot ce pe el va arde. Amin? Așa crede și la făget? Și atunci de ce nu veniți marți la adunare, la rugăciune, dacă așa credeți? Eu spuneam, am fost în America, am mai povestit asta. La un frate avea o casă cu 6 intrări principale. Casa era poate pe 2 hectare, mare, cu mașini, cu fântâni artiziene, cu... nu mai spun ce era. Și noi eram eu 2-3 frate, ne-am dus acolo, ne-au chemat la adunare. Și când am intrat, spune frate Dragoș, hai să arăt camera. Mă duc într-o cameră, pun valiza acolo, după aia spune, poftim la masă. Dar avea o casă și așa, dintr-o parte de casă în alta, se trece peste o punte suspendată, așa. Deci casă, nu? Mă duc, am mâncat, când mă duc în cameră, nu mai văd valiza. Bag capul aici, nu e aici, bag capul aici, nu e. Nu, frate Dragoș, camera ta e în partea cerantă. Ei, m-am dus, am dormit o leacă. Când plecăm la adunare, eram cu fratele Liviu Eugeniuc, ăsta a pus pantoful la ușă. Vine și îmi spune mie, mi-a furat pantofi. Bă, nu se poate, eu în America să furi pantofi. Și mă, băi, frate, la voi să fură pantofi în America? Nu, dar unde i-a lăsat? Uite aici. Nu, frate, pe dincoace a intrat. Pantofii nu erau la altă ușă. Dar noi ne-am amețit dacă era așa de mare. Și el tot mi-a arătat, asta am făcut așa, asta am făcut așa, asta am făcut așa. Și eu îi spun, frate, am și eu casă. Am și eu casă bună, om gospodar în sat. Știi care e diferența între casa mea și a matale? Și îl întreabă, care? Zic, când o să ardă tot pământul, de aici o să ies un pic de fum mai mult ca la mine. El a spus, da, da, frate Dragoș, da. Când m-am dus a doua oară la el, căsătorit de 30 de ani cu 6 copii, era în divorț. Ne-am apucat să-i împăcăm, am stat de vorbă cu el, am stat de vorbă cu ei, am văzut că n-au pocăință. I s-au dus în America zi și noapte, m-au lucrat, au făcut azil de bătrâni, au ținut bătrâni, așa. După 30 de ani, împărțeau casă, împărțeau copiii, copiii erau mari, i-am pus odată grămadă, două zi s-au certat iară, că nu-i pocăință, nu-i nici binecuvântare. Nu-i binecuvântare. De aceea vândem și eu, nu știu de ce am mers pe latura asta, veniți marți seara la adunare. Veni în joi seara adunare, aveți de câștigat, amin? Și nu prin viclenie, prin șiretenie, motivați inactivitatea voastră. Că Domnul vă cunoaște și a dat o sentință rău viclean. Să ne păzească Domnul de viclenia asta. Ne oprim la primele două domenii. Următorul era trăirea în dragoste. Cât despre dragostea frățească, n-aveți trebuință. Că voi înși v-ați fost învățați de Domnul. Dar ne oprim din predicare aici și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin? Vorbim de plăcerile astea. Noi trebuie să fim plăcuți lui Dumnezeu. Mai este, hai dați-mi voi doar câteva minute, încă un
indiciu dacă suntem sau nu plăcuți lui Dumnezeu. Isaia 11:3, plăcerea lui va fi frica de Domnul, vorbea de Mesia. Întreb, care sunt plăcerile voastre? Ce plăcere aveți dumneavoastră? Eu când am studiat problema plăcerilor, n-am putut să le pun nici pe o listă, nici pe două, le-am pus pe trei liste. Am spus plăceri sfinte, plăceri păcătoase și plăceri. Nici sfinte, nici păcătoase. Am spus eu plăceri și am pus un punct acolo pe caiet. Plăceri sfinte. Ci își găsește plăcerea în... Știți psalmul ăsta, da? Aveți plăcerea asta? Să vă întreb care nu o citit azi în Biblie? Ar fi mult... Nu ridicat mâna. Vreau să păstrez despre voi o plăcută aducere a minte. Ci își găsește plăcerea în legea Domnului. Dacă nu găsești plăcerea în Scriptură, s-ar putea ca Domnul să nu găsească plăcere în tine. Crezi? Psalmul 84. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor. Măi, vă place la adunare, frați din Făget? Amin? Doamne, ajută! Dacă nu-ți place de la adunare, s-ar putea la Domnul să nu-i placă de tine. Psalmul 133. Iată ce plăcut și ce dulce să locuiască frați împreună. Vă place părtășia? Dacă nu-ți place părtășia aici, s-ar putea la Domnul să nu-i placă de tine. Astea-s plăceri sfinte. Apoi sunt plăceri păcătoase. Din Proverbii, cât acolo 1:22 le place bajocura, Proverbii 2:14 le place răutatea, Psalmul 68:30 le place argintul și în ultimul pasaj spune că le place să bată. Astea sunt plăceri păcătoase. Plăceri sfinte, plăceri păcătoase. Plăceri păcătoase nu avem. Plăcerile de o clipă ale păcatului, nu? Din Evrei 11:25. Să ne păzească Dumnezeu de plăcerile astea. Că sunt rele, sunt păcătoase. La mine celelalte plăceri m-au pus în încurcătură. Spune acolo în Genesa 2:9 că el a făcut să răsară pom plăcuți la privit. Plăcerea de a privi e păcătoasă sau nu e păcătoasă? Dacă eu mă uit la un tablou, la o operă de artă, e plăcut sau nu e plăcut? E o plăcere. În Genesa 2:16, poți să mănânci după plăcere. Plăcerea de a mânca, o mâncare sau alta, am amintit din asta, nu? În Genesa 8:21, acolo spune, în noi o adus o jertfă de un miros plăcut. Un miros plăcut. În Fapte 6:5, cuvintele acestea au plăcut întregii adunări. Adică ceva care îți place să asculți, îi păcat sau nu-i păcat? 2 Cronici 26:10, luozii ai plăcea să cultive pământul. Plăcerea unei profese. Îmi place șofer, îmi place să nu vă placă pe internet prea mult, îmi place să cresc animale, de când mă știu eu, nici 5 minute n-am fost în viață să n-am animale. Cai și vite și... Acum am vândut cai, dar vaci încă mai am. Pentru mine e o plăcere. E păcătoasă sau nu? Mai este o plăcere, o amintesc și pe asta, asta o citesc. În Ieremia 14, că am spus eu asta seamănă cu ceva. Când am citit aici, vă că ce bine seamănă 14:10. Iată ce spune Domnul despre poporul acesta. Le place să alerge încoace și încolo. Nu-și cruță picioarele. Adică ies niște băieți sau însurați. O leacă pe imaș și fug încoace și încolo. Mă, oare e bună plăcerea asta sau nu e bună? Dar să vezi ce fug? Băi, nu mi-ar fi ciudă dacă l-aș vedea pe același om de 40 de ani care fuge după minge, fugând așa la adunare. Să-l vezi pe sat că fuge, tot ud, transpira, se șterge, ce face? Mă duc, îi stăruință. Chiar că l-aș ierta de celălalt. Dar le place să alerge încoace, că fuge până acolo și repede se întoarce, fuge înapoi. Dacă ar fuge tot înainte, ar ajunge undeva. De le duce până acolo și vine repede înapoi, iar le duce încolo, le place să alerge încoace și încolo. Nu-și cruță picioarele. Se jupește la un picior, merge șchiop, bate fault și atâta rămân prieteni. Că dacă își dau un
un picior la fratele ăsta, mă duce la fratele Moise. Omul dragul și mă trează un picior. Oh, nu m-ar ierta. Măi, acolo se iartă. Nu-și cruță picioarele, vin cu șoldurile scrântite. Asta e plăcerea lor. Să vedem ce spune Biblia, că acum lăsăm Biblia. Nu-și cruță picioarele, de aceea Domnul n-are plăcere de ei. Amin? Așa scrie. Acum, poate nu e asta ce spun eu, numai că seamănă cu ce am spus eu. Fraților, noi trebuie să fim plăcuți lui Dumnezeu. Pentru asta ne trebuie credință, ne trebuie o plăcere în aspectul nostru. Oamenii ăștia erau plăcuți, și Iosif, și Estera, și Daniel erau plăcuți. Acum, trebuie să avem plăcere. Măi, la un om trebuie să fie plăcut. Eu am lucrat 34 de ani mecanic locomotivă. Aveam uniformă. Uniformă, șapcă, cămașă, aveam epoleți cu stele pe umăr, că așa era acolo, și nu puteai să fii altfel. Dom'le, era uniformă frumoasă. Ei, după Revoluție, au început să vii cu plete, cu cercel în nas, cu bărboș, tot felul, că vreau să mă angajez mecanic locomotiv. Să uită, avem un inginer, du-te, domnule, de aici, uita tine cum arăți, domnule. Tu reprezinți o instituție aici. Uitați-vă pe ăștia pe la bănci, cum arată, înalt la costume, albastră, la cravată. Nu vezi unul altfel că reprezintă. Voi reprezentați Biserica Domnului. Și trebuie să fim îmbrăcați cuvincios, și când se uită cineva plăcut la aspect și plăcut în activitate, să ne dea Domnul putere. Amin? Închei predica. Am arătat câteva valori. Cum arată Scriptura că trebuie să fim în domeniul stăpânirii și în domeniul trăirii noastre cu voi, cu toți, în adevăr. Hai să ne facem analizele, să vedem dacă suntem după Scriptură. Dacă suntem după Scriptură, să ne ajute Domnul să sporim în astea. Asta spune, să fim tot mai plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Și dacă nu suntem, să ne pocăim. Amin.